Bună ziua tuturor! Vreau să vă învăț pe toți aceia care aveți smochini, cum e posibil ca smochinele dumneavoastră să ajungă la coacere în decursul acestui an. Când am mai vorbit despre smochini în videoclipuri, mulți mi-au spus că nu ajung să se coacă smochinele lor. E adevărat, și eu am pățit în anii mai dinainte și atunci am studiat să vedem problemele și să căutăm o soluție. Și este o soluție care am practicat-o și anul trecut și care a dat randament. Din câteva sute de smochine care am avut anul trecut pe acest smochin, la sfârșitul toamnei spre iarnă, au rămas 7 smochine care nu au reușit să se coacă. Deci, dacă din 200 și ceva rămân 7, este foarte bine. Deci, sunt 3 lucruri care putem să facem la smochin ca să avem smochinele coapte până la sfârșitul toamnei și să nu ne rămână verzi. Primul lucru, uitați-vă aici jos. În partea de jos a smochinului veți vedea că mereu drajonează. Eu deja cam de 3 ori i-am tăiat până acum sau de 4. Dar întotdeauna trebuie să, ori de câte ori apar, noi trebuie să-i tăiem pentru că se pierde din seva care ar trebui să meargă în smochine, în creșterea acestor drajoni. Totdeauna ne dezinfectăm foarfecile când ne apropiem de un pom. Este mai bine să fim preventivi în orice situație. Și vom tăia acești drajoni. Întotdeauna îi tăiem pe toți, indiferent de câte ori apar. Bun. Al doilea lucru, ca să avem roadă bună și să se coacă toate smochinele, este acesta. Verificați dacă au dat lăstari în acest an, în această vară, lăstari de care nu avem nevoie. Uitați, aici este un lăstar lacom de care nu avem nevoie. Observați? Numai va îndesi smochinul. Ce facem? Îl rupem. Pur și simplu, uitați, s-a rupt. Acesta deja este mai mare. Nu încercăm să rupem că e foarte mare. Îl tăiem, să nu cumva facem rană mai mare. Îl tăiem pur și simplu la inel cu foarfeca. Și el creștea ca un lăstar lacom de care nu avem nevoie. Mai observăm aici unul. Observați? Uitați-vă. Această creștere din acest an, din această vară, doar îndesește smochinul și la smochin, dacă se îndesește și nu are soare, nu avem roadă bună. Îl tăiem și pe el. Nu avem nevoie de el și dacă lăsăm, va consuma seva care ar trebui să meargă în smochine. Tăind acești lăstari lacomi, care în fiecare an, dacă merge bine la smochin, el dă și lăstari noi, creșteri noi, dar nu lăsăm decât ceea ce avem nevoie. Uitați, și în această zonă, așa, aici vom tăia chiar la această ramificație, fiindcă aici nu avem smochine, avem doar aici, vom tăia de aici, pentru că nu vrem să îndesească acea zonă. Așa, încă avem aici o rămurică care o tăiem, nu avem nevoie de ea, deci toate ramurile din acest an care v-au crescut în smochin, care îndesește smochinul, îl umbrește, dublează crengile, le tăiem pentru ca seva care intră în ele să nu se risipească și să margă în smochine, să le crească, să le facă mari, cum ar trebui să fie ele, și să reușească să se coacă. Făcând așa, veți avea rezultate cum am avut și eu, 99%. Al treilea lucru ca să avem smochine coapte este următorul. La fiecare ramură privim la smochine. Observați, spre vârf deja avem o smochină mică. Aceasta nu va mai ajunge la coacere. Vă spun din experiență că majoritatea care chiar în vârf așa mică, un sfert ca celelalte nu mai ajunge la coacere. Pur și simplu o rupem. Rupând-o de aici, se economisește sevă și va intra în acestea 3 care au rămas. Așa. Uitați, se vede clar și aici. Aici o smochină începe să crească. O rupem. Smochina asta iar este prea mică, o rupem. Așa, uitați aici. Observați? Acestea 2 smochine. Le rupem.
Avem sute și sute de smochini în acest mochin. Ce este? Chiar în, la capătul ramurei, uitați cum e aici, 2, 3, 4, 5, 6, 7 smochine. Observați că cele din vârf deja sunt mai mici, uitați, 8. O rupem pe aceasta, asta numai consumatoare va fi, nu se va ajunge niciodată la coacere. Observați și asta, asta e jumate cât celelalte, nu va ajunge la coacere, va fi o povară și va consuma seva care ar ajuta să crească aceste smochine. Dar de ce nu se coc uniform? Nu se coc uniform pentru că seva deja se distribuie din ramura principală, observați. Uitați, luăm această ramură, aici e ramura principală, seva vine aici. Observați că asta este mai mare decât toate celelalte. Seva vine prima dată în prima smochină, în a doua, în a treia, a patra, a cincea, a șasea. Observați deja că a cincea, șasea sunt mai mici decât cele alte patru? Pentru că seva întâi vine în astea, acestea două, în a treia, a patra, deja a cincea și a șasea sunt mai mici. Deja a șaptea și a opta, care eu le-am rupt, era la jumate cât aceasta, cealaltă era nici cam la un sfert decât celelalte. Așa am procedat anul trecut, rupând din vârf primele două smochine și astfel din câteva sute de smochine cât am avut pe acest smochin, am avut doar 7 care nu au ajuns la coacere. Deci dacă din 200-300 de smochine, depinde cât e de mare smochinul noastră, veți avea 7-10 care nu s-au copt, este foarte bine. Dacă reușiți 99%, așa cum a reușit eu anul trecut, și veți reuși dacă veți face aceste lucruri, veți avea roadă bună, gust bun, mare și coapte. În alți ani am avut și eu surpriza să se coacă jumate sau 3 sferturi și e păcat să rămână 50-60 de smochine necoapte. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip, împreună cu fiica mea vă așteptăm din nou. La revedere!